Minaul s-a apărat slab și a greșit pe faza de atac. CSM București a început meciul bine, a preluat conducerea încă din start. Antrenorul Costică Bucescu a încercat mai multe variante de apărare, însă niciuna dintre ele n-a funcționat, drept dovadă fiind cele 18 goluri marcate de CSM București în prima repriză. Minaul a revenit la un moment dat și părea că va putea gestiona mai bine finalul de repriză. Nu s-a întâmplat asta, bucureștencele intrând la cabină cu 7 goluri avans. Și în partea a doua, Minaul a încercat însă în zadar. Pe final de joc au intrat de ambele părți și jucătoarele de rezervă. Finalul meciului a consemnat victoria bucureștencelor cu 28-23.